Primăria municipiului Suceava intenționează să construiască o creșă în zona cetății de Scaun. Primarul Lungu a anunțat că a identificat un teren pe o suprafață de 10.000 de metri pătrați, iar după aprobarea în Consiliul Local va fi depusă documentația la Ministerul Dezvoltării pentru finanțare. De asemenea, acesta a mai precizat că Primăria Suceava a mai depus o cerere de finanțare la Ministerul Dezvoltării, care a fost aprobată pentru construirea unei creșe de mari dimensiuni în cartierul Dealul Mănăstirii. O problemă care îmi preocupă și am spus-o în acest an este de a face mai multe creșe în orașul nostru. Este o solicitare de creșe pentru copii, pentru copiii mici, și vreau să vă spun că, așa cum se știe, Primăria Municipiului Suceava are aprobată la Ministerul Dezvoltării și Lucrărilor Publice o creșe. Vrem să mai depunem un dosar pentru că nu e terminat acest program cu creșe. Este prima tranșă în care a fost aprobată și la Primăria Municipiului Suceava o creșe. Am identificat un teren în suprafață de 10.000 de metri pătrați în zona cetății de Scaun a Sucevei și vrem să mai depunem un proiect pentru încă o creșe. Astăzi inventariem acest teren în ședința de Consiliu Local de astăzi și după ce trecem în această fază vom face demersul necesar în așa fel încât să putem să demarăm încă un proiect pentru o creșă în municipiul Suceava.